Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, prin Ministerul Fondurilor Europene, a identificat oportunitatea de finanțare în vederea derulării proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, lansând proiectul Venus împreună pentru o viață în siguranță, în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020. În acest sens, ANES a înaintat Consiliul Județean Călăraș o adresă pentru a obține acordul de principiu privind aderarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș la un parteneriat cu agenția în scopul depunerii unui proiect destinat combaterii violenței domestice, proiect finanțat prin POCU. Prin intermediul acestuia pot fi create locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 51 de milioane de lei, din care bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș, în calitate de partener 12, este de peste 1,13 milioane lei, iar procentul cofinanțării de 2% reprezintă 22,7 mii lei, sumă care, de altfel, este cuantumul cofinanțării din bugetul propriu al județului Călăraș. Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, începând cu data semnării contractului de finanțare. În ședința din 29 mai 2019, consilierii județeni au votat pentru încheierea acordului de parteneriat dintre Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș pentru implementarea proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță. Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș pentru implementarea proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță în cadrul programului operațional Capacitate Umană 2014-2020 AP4 Servicii sociale pentru victimele violenței domestice și cofinanțarea acestuia. În, domnul manager? Nu este. Este, da, da. Este, deci, doamna director Grosu, vă rog frumos o scurtă prezentare consilierilor județeni. Bună ziua, am înțeles că v-ar interesa cumva cazuistica violenței domestice la nivelul DGASFC. După cum știți, odată cu aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a cea hotărâre de guvern 797 din 2017, aceste atribuții apar și la noi la nivelul DGASFC-ului. Avem un serviciu, dar deocamdată nefuncțional. Către noi, către DGASFC, pot să vă spun că ajung cazurile de mămici cu copii, victime ale violenței domestice, care nu au unde fi, unde să fie găzduite, drept pentru care noi le găzduim în centrele noastre maternale. Ca și frecvența așa a cazurilor, pot să vă spun că în ultima perioadă au crescut aceste cazuri, fenomenul cumva ia amploare, poate că ați văzut că și în mass media se mediatizează acest fenomen. Pot să vă spun că la nivelul anului 2017 am avut circa 9 cazuri, în 2018 12 cazuri găzduite în centrele noastre maternale. Iar până în prezent, deci ianuarie mai avem deja 5 mămici cu copii. Drept pentru care trebuie să ne dezvoltăm serviciile și pe acest segment. Pot să vă spun că în evidența poliției sunt mai multe cazuri și iată vă prezint o situație. Începând cu ianuarie s-a modificat legea privind violența domestică și s-a introdus acel ordin de protecție provizorie pe care îl emite poliția. Deja în perioada ianuarie-mai 2019 s-au emis 24 de astfel de ordine. Ce înseamnă acest lucru? După emiterea acestui ordin, se evacuează agresorul, se reintegrează în locuință mămica cu copilul și trebuie să li se ofere niște servicii. Au și primăriile niște obligații, s-au înființat niște echipe mobile, unii nu au adăposturi de noapte pentru agresori, adăposturi de zi pentru astfel de persoane. Și iată că suntem deficitari pe acest segment. Face parte din acreditarea pe care noi o avem pe anul 2 până în 2020 să ne acredităm din punct de vedere al numărului de locuri, face și ea parte integrată din acreditarea acreditare? Nu, având în vedere cazuistica și fenomenul violenței domestice, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse a luat inițiativa de a înființa în fiecare DGASPC prin acest parteneriat de colaborare și accesând fonduri
europene, e vorba de POCU, acea axă pe care ați citit-o, de a înființa locuințe protejate la nivel de județ. E vorba de o locuință protejată pentru 6 victime ale violenței domestice. E vorba de a identifica un apartament, o casă, efectiv, cu 3-4 camere. Noi avem o proprietate, noi direcția, două apartamente și ne-am gândit ca pe unul din ele să-l utilizăm în acest scop. Banii pe proiect sunt pentru amenajarea acestei locuințe, pentru dotarea ei și mai departe, pentru, efectiv, pentru consilierea și acordarea serviciilor de specialitate pentru victimele existente. Fără copii, în schimb, sunt victime, bine, pot fi și bărbați și femei, dar ne gândim că sunt... O să vă spun că inițiativa ANS-ului este de a înființa și centre destinate agresorilor. Asta e altă treabă, altă idee care urmează a se concretiza. Bine, mulțumesc, doamna director Grosu. Alte întrebări pentru doamna director Grosu? Domnul consilier, nu sunt? Pentru agresarea voastră a bărbaților n-a spus nimic. Credeți că suntem puține doamne consilieri și noi mai mulți bărbați. Da, bine. Dar cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat.